Deși la nivel central s-a hotărât ca începând de astăzi polițiștii să nu mai participe la audieri în dosarele penale, să nu mai aplice amenzi și să nu mai dirigeze circulația în semn de protest față de măsura guvernului de a le reduce salariile, în Gorj lucrurile nu au stat deloc așa. Toți polițiștii, inclusiv cei de la rutieră și ordine publică, și-au desfășurat activitățile, așa cum vă spuneam, conform planificării, au ieșit în teren, au răspuns solicitărilor primite de la cetățeni și până în prezent nu ne-au fost semnalate niciun fel de evenimente prin care să fie afectat climatul de ordine și siguranță publică în județ. Pot protesta polițiștii? Conform normelor legale în vigoare, este interzis. Polițiștii au ieșit în stradă, dar nu pentru a protesta, ci pentru a-și face datoria. Nu există așa ceva la poliție. Da? Am văzut că la nivel central există. Da, fac bine. Da, v-ați dori să fie legal să puteți protesta? Nu comentăm. Polițiștii gorjeni spun că nu vor protesta nici în perioada următoare.